Bună seara și bine v-am găsit! Sunt Alexandra Ardelean și vă prezint știrile Nord-Vest TV. Urmează principalele titluri ale serii. Un pastor s-a plâns prefectului Eugeniu Avram că un alt pastor transformă creștinarea romilor într-o afacere bănoasă. Moș Crăciun a venit mai repede pentru cei 80 de copii cu nevoi speciale de la Centrul de Incluziune Socială. Sătmărenii primesc o veste bună în preajma sărbătorilor de iarnă. Municipalitatea nu îi va taxa pentru parcare. La audiențele organizate de instituția prefectului ajung tot felul de probleme, dintre care unele mai comice decât celelalte. Așa se face că un pastor creștin apostolic i s-a plâns azi prefectului că un coleg de Breazle îi fură enoriașii romi. Gheorghe Bud este un așa zis pastor din partea centrului creștin Smirna. Cetățeanul susține că un alt pastor care răspunde la numele de Pavel Onișa, rezident în Statele Unite ale Americii, îi fură enoriașii romi. Mai exact, le-a făcut poze. Cel mai probabil pozele vor fi folosite în scopul strângerii de fonduri în Statele Unite ale Americii. În orice caz, prefectul lui Avram se cere să intervină pe motiv că, vezi, Doamne, romii s-ar supăra că nu pot fi creștinați în liniște. O veni și el, care și el e pastor și nu știu ce, și am spus, măi omule, eu zic, sunt o persoană deocamdată bătrână, dar juridică. Am dreptul de cuvânt și oriunde. Și zic, nu intra tu peste bisericile care le-am format eu și cu cine și cu oamenii ăștia. El a venit și le-a făcut poze peste tot și făcându-le poze, o luat și s-o dus. Acum, eu am venit nu pentru alta, că mă interesează că îi să duc, ar lua romii sau ceva, dar să nu se întâmple ceva conflict, că toți îl amenință că îl omoară și se întâmplă ceva. Gheorghe Bud susține că întâmpină probleme cu americanul Pavel Onișa în localități precum Craidorol, Stăjnat, Carei, Pișcol sau Andrid. Totuși, Gheorghe Bud s-a cam dat de gol când a mintit de faptul că sora lui Pavel Onișa i s-ar fi confesat că americanul ar fi pierdut vreo 37.000 de euro în urma încercării de înființare a unei case de rugăciune în Tășnad. În Tășnat sunt peste 1.000 de romi, o veritabilă mană cerească pentru strângerea de fonduri de la occidentalii creduli. O mers în Tășnat. O cumpărat o casă, că au văzut că acolo că îți niște legi, cum să le știți, că nu se poate face o, acum mai nouă, legea nouă, care o știm noi, să formeze o biserică sau o societate fără 360 de membri. Și el s-a dus în Tăjnat, că acolo au găsit cu cale că sunt vreo 1.000 de romi, odată acolo au cumpărat o casă. Dar nu a putut să o plătească și ce au făcut romii? Romii, zice, dacă n-ai dat la data de la noi, n-ai ce veni, romii au vândut casa. Și-a rămas și de acolo cu 90 de milioane, adică din țară s-a dus cu 37.000 de dolari deficit. Întrebarea logică ce se naște este de ce, în loc să se plângă că a pierdut circa 1.000 de romi numai bun de creștinat, pastorul Bud s-a plâns că s-au pierdut 37.000 de dolari. De copii cu nevoi speciale l-au întâmpinat astăzi pe Moș Crăciun. Aceștia au dorit să-i arate moșului că, dincolo de problemele de sănătate pe care le au, simt și trăiesc sărbătorile ca și ceilalți copii. Ce zi sfântă, ce zi mare, ce frumoasă sărbătoare! Centrul de Incluziune Socială din Satul Mare se ocupă de pregătirea copiilor cu nevoi speciale care au nevoie de o programă școlară adecvată. Cadrele didactice care se ocupă de acești copii spun că în preajma sărbătorilor de iarnă copiii sunt mai sensibili, deoarece venirea lui Moș Crăciun îi emoționează, dar în cele din urmă emoțiile devin constructive. A devenit o tradiție ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă să poposească Moș Crăciun, un moș încărcat cu daruri speciale pentru copiii noștri speciali. Ei sunt plini de entuziasm și bucurie pentru că pot să arate ce au învățat cu ajutorul cadrelor didactice și să ne încânte cu ce știu ei mai bine și mai frumos. Este o sărbare dedicată sărbătorilor de iarnă cu tema magia sărbătorilor de iarnă. În cadrul sărbării copiii vor recita multe colinde, poezii, va fi un final cu un dans modern, dansul Crăciunițelor. Acești copii sunt copii cu deficiență mentală, număr de 80, din 9 clase pe care le avem la această clădire. Moș Crăciun a fost sprijinit de Consiliul Județean pentru a le oferi acestor copii o bucurie în preajma sărbătorilor de iarnă. Mai mult, reprezentanții instituției își doresc să facă în viitorul apropiat mai multe schimbări pentru integrarea lor în societate. Prin Direcția de Protecție a Copilului, prin Școala de Incluziune, eu spun ca și președinte al Consiliului Județean că instituția pe care o reprezint reușește să facă lucruri bune în protecția socială a județului Satu Mare.
Avem foarte mulți semeni de ai noștri care au nevoie de sprijin nostru și de ajutor. Și noi suntem implicați în acest proiect. Avem proiecte europene care le-am scris, prin care am reușit, în primul rând, în cazul Direcției de Protecție a Copilului, să transformăm casele de copii, alea vechi, în case de tip familial, unde reușim să copiem atmosfera din sânul familiei și acești tineri sunt, cresc cu spirit, sufletește, sunt formați cu căldura familiei. Prin organizarea acestor evenimente, autoritățile doresc asigurarea de șanse egale copiilor cu deficiențe și asigurarea unui climat propice incluziunii sociale. Astfel, aceste persoane, inclusiv cele percepute ca fiind diferite datorită unor deficiențe, să poată contribui și participa în mod egal la viața și cultura comunității din care fac parte. Sădmărenii care au fost prezenți azi la Casa de Cultura Sindicatelor au avut ocazia de a rememora evenimentele din decembrie 1989. Un fost cronicar sădmărean a expus zeci de fotografii care descriu atmosfera din satul mare în momentul izbucnirii Revoluției. Casa de Cultura Sindicatelor a găzduit astăzi de la ora 12 vernisajul expoziției de fotografie Revoluția în imagini. Evenimentul marchează împlinirea 25 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Astfel au fost expuse zeci de fotografii realizate la satul mare de fotoreporterul cronicii sătmărene Gheorghe Iancu. În urmă cu 25 de ani s-a întâmplat acea revoluție care a fost și la satul mare. Mi-a venit ideea să fac această expoziție cu 25 de ani, împlinirea 25 de ani. După cum vedeți aici în fotografie, prima imagine, cum am început să vină lumea peste pod, s-au strâns din toate direcțiile, de la toate întreprinderile au început să vină. S-au pus drapelele pe biserică, pe ăsta. A început lumea să vină, să strige, trăiască România liberă, aia n-o sobocea și așa mai departe. Toți acești participanți la eveniment, după cum vedeți, au strigat împreună, trăiască România liberă, s-a cântat, s-a jucat Hora Unirii, și în ultimul rând au spus și rugăciuni. Gheorghe Iancu a spus că a ieșit să imortalizeze evenimentele de la satul mare din curiozitate, luat de valul mulțimii. În 21 mi-am luat aparatul practica care l-aveam în dotare și am venit ca toată lumea aici. Și pentru prima dată am luat camera video în mână și am dat drumul și am filmat și evenimentul și fotografiat. Deci, a fost decembrie, 21 decembrie 22, da. În 23 am mers la București și am dus o casetă video la televiziune și pe urmă au fost date secvență și la televiziunea română. Gheorghe Iancu s-a născut în 23 august 1942. A lucrat la Cronica Sădmăreană, Sat Mari Hirlap și la Gazeta de Nord-Vest. Primul lui aparat a fost unul rusesc, marca Smena, și mult timp a lucrat cu un Rolleiflex. A participat la expoziții în Cluj, București și Oradea, iar în 1976 expoziția sa personală din galeriile de pe Calea Traian a avut un foarte mare succes. În acest an a deschis o expoziție despre Sătmarul din primii ani ai decenului 1970, cu imagini dinaintea schimbărilor urbanistice majore pe care orașul le-a trăit în acele vremuri. Rămâneți alături de noi să vedeți cum le-au întâmpinat prichindeii de la grădinița Dumbrava Minunată pe Moș Crăciun, dar și ce surprize le-a pregătit acesta copiilor. Sătmărenii nu vor fi taxați pentru parcare în perioada sărbătorilor. Mai precis, municipalitatea a anunțat astăzi că oferă tuturor participanților la trafic parcare gratuită în perioada 20 decembrie 5 ianuarie. Ca în fiecare, ca și anul trecut și acum 2 ani, ADP-ul practic va pune la dispoziție parcările din municipiul Satu Mare pentru toți cetățenii în această perioadă. Este un cadou din partea Consiliului Local, a Primăriei și a ADP-ului. Cu această ocazie, parcometrele de pe raza municipiului Satu Mare vor fi îmbrăcate de sărbătoare. Fiecare aparat va fi îmbrăcat în alb legat cu o fundă roșie și pe fiecare fundă va fi aplicat un autocolant cu urarea Sărbători Fericite.
Sădmărancă de 65 de ani, care avea o proteză la articulația genunchiului, și-a recăpătat mobilitatea genunchiului. Aceasta a fost operată de șeful secției de ortopedie din cadrul Spitalului Județean Satu Mare, Dan Lucaciu. Este pentru prima dată când un pacient al Spitalului Județean este supus unei asemenea intervenții. Datorită complexității ei, operația se face destul de rar, chiar și în clinicile de specialitate din centrele universitare. Operația durează în medie circa 3-4 ore și pentru efectuarea ei sunt necesare 7 cutii de instrumentar. Costurile în unei astfel de intervenții se ridică la circa 15.000 de lei și sunt suportate pentru asigurați din fondurile Casei Județene de Asigurări de Sănătate Satu Mare. Anual, la Spitalul Județean Satu Mare, care este cuprins în Programul Național de Protezare, se efectuează aproximativ 300 de operații de înlocuire a articulației șoldului, umărului sau genunchiului. Elevii de gimnaziu și liceenii vor participa de mâine la ediția aniversară a Programului de Educație Ecologică Viață pentru Mediu, Viață pentru Om. 35 de instituții de învățământ, din care 8 licee și 27 de gimnazii, s-au înscris pentru a realiza mascota programului, iar primele 4 cele mai reușite mascote vor primi premii și echipamente sportive. Prima activitate din cadrul acestui program va avea loc mâine la tabăra ecologică de la Tarna Mare de la ora 10. La acțiune vor participa 45 de preșcolari de la primele 3 grădinițe, care au colectat cea mai mare cantitate de baterii portabile în perioada 1 noiembrie-10 decembrie, după care cei mici vor participa la un concurs de confecționare de ornamente de Crăciun, iar cele mai reușite vor fi premiate de către partenerii programului. La finalul acțiunii, toți cei prezenți vor împodobi primul brad de Crăciun de la tabăra ecologică de la Tarna Mare. O fostă centrală termică din cartierul Solidarității a fost transformată într-un centru multifuncțional social. Obiectivul a fost finanțat din fonduri europene și este unul dintre cele mai importante proiecte ale Serviciului de Asistență Socială. Centrul multifuncțional va oferi servicii de consiliere atât copiilor, cât și adulților, părinților sau persoanelor vârstnice, formând o atitudine pro-educație pentru copii și proactivă pentru adulți și vârstnici. Managerul de proiect consideră că proiectul în baza căruia a fost amenajat acest centru este foarte util pentru beneficiari. Scopul proiectului a fost crearea unui sistem de servicii sociale multifuncțional, flexibile, multidisciplinar, care să răspundă cât mai adecvat nevoilor potențialilor beneficiari. Prin acest proiect s-a reabilitat o centrală termică dezafectată, s-a creat acest centru multifuncțional social în care vor fi furnizate servicii de tip consiliere și servicii de petrecere a timpului liber și socializare, cum ar fi centru de zi, special pentru vârstnici și copii. Prezent la inaugurarea centrului, primarul Dorel Coica a felicitat pe cei care au implementat acest proiect și a precizat că municipiul Satu Mare are nevoie de cât mai multe astfel de obiective sociale. Bun pe care dorim să-l implementăm și în alte cartiere. Aviz celor care au centrale și nu le-au pus la punct, așa cum s-au angajat prin contract. Noi suntem cu ochii pe ele și sperăm să le recăpătăm și să aplicăm și alte proiecte de genul acesta. Felicit pe șefa de proiect și toată echipa care a lucrat la acest proiect. Mulțumim și constructorului pentru calitatea lucrărilor și sperăm să avem și în alte cartiere astfel de centru. Centrul multifuncțional Alter Ego va oferi celor circa 30 de vârstnici beneficiari activități de socializare și petrecere a timpului liber, activități culturale și sportive, consiliere și informare pe teme juridice și administrative, dar va oferi și asistență persoanelor cu dificultăți psihosociale, dependente de alcool sau celor aflate în situații limită. De asemenea, de serviciile centrului vor beneficia și circa 50 de copii proveniți din familii monoparentale cu risc de ruptură a legăturii de familie. Eroii Revoluției din 1989 nu au fost uitați. Pentru a le cinsti memoria, un bărbat va alerga aproape 50 de kilometri pe zi și va parcurge pe jos distanța dintre Cluj și Timișoara. Maratonistul a luat startul ieri dimineață de la monumentul închinat victimelor Revoluției din centrul Clujului. În drumul său spre Timișoara, Ioș Gabor va străbate pe traseu orașe precum Alba Iulia, Aiud, Deva și Lugoj. Am început în septembrie în amintirea eroilor care au jertfit viața pentru noi la 25 de ani înainte și am terminat aici și acum astăzi este debutul Revoluției, deci 15 decembrie și acum de aici până la Timișoara termin. Închid circul ăsta mare care am început de la Timișoara, Satu Mare, Cluj și de aici înapoi la Timișoara. Bărbatul spune că prin acțiunea lui vrea să le amintească tuturor că eroii Revoluției nu trebuie uitați. Noi, urmașii acelor oameni care au murit atunci pentru noi, noi suntem datori
cu așa ceva. Eu asta pot să fac și recomand să facă toată lumea ceva ce poate el, ca să amintim despre ei, pentru că i-au murit mulți tineri ca noi să trăim într-o lume mai liberă. Ioș Gabor va alerga 42 de kilometri pe zi, dar va parcurge o parte din traseu și cu mașina. El urmează să ajungă la Timișoara joi seară. Școlarii de la grădinița Dumbrava Minunată au avut parte azi de o surpriză de proporții. Aceștia au petrecut-o după amiază alături de părinți în clubul lui Mickey Mouse. Și pentru că au fost cumiți, cei mici au fost vizitați de Moș Crăciun. Îmbrăcate în haine de sărbătoare, cele 24 de albinuțe ocupate l-au așteptat cu sufletul la gură pe Moș Crăciun. Pentru a-i arăta moșului că merită cele mai frumoase cadouri, cei mici au pregătit un program artistic care a inclus poezii și colinde. Un rol important în activitatea de astăzi l-au avut și părinții care și-au ales o steluță norocoasă și-au pus-o pe bradul de Crăciun, pentru care cei mici au realizat ornamente și figurine speciale. Grupa albinuțelor ocupate este una dintre cele mai active grupe de copii, aceștia fiind implicați pe parcursul anului în diverse activități extrașcolare. În continuare urmăriți grupajul de știri pe scurt. Oficialii Sătmăreni doresc să implementeze și la Satomară un proiect prin care persoanele cu dizabilități să poată fi integrate mai ușor pe piața muncii. În acest sens, președintele Consiliului Județean Satomară a efectuat ieri o vizită la o întreprindere din Baia Mare care produce o gamă variată de ambalaje de diferite tipuri de carton ondulat și care a angajat 10 de persoane cu dizabilități. Mă gândesc la mai multe proiecte de întreprindere de economie socială, unde, în momentul când acești tineri ies de pe băncile acestor școli, acestor instituții, au diferite handicapuri, să putem să le găsim locul lor într-o instituție care este gestionată tot de noi. Pot să fie tot felul de lucruri, începând de la cutii, să confecționeze mărțișoare, steaguri, adică lucruri care oricum le utilizăm și noi. Toate instituțiile care sunt gestionate din bani publici au la un moment dat o obligație ca să cumpere, să cheltuie niște bani la instituții care sunt protejate din acest punct de vedere, adică lucrează cu persoane cu diferite dizabilități. Președintele Adrian Ștefa a mai fost însoțit la Baia Mare de conducerea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare. În încheierea vizitei, oficialii sătmăreni au avut parte de un recital de jazz susținut de Harita Vitian. Evenimentul a fost organizat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială Baia Mare în cadrul proiectului Acces pentru Toți. Organizația activează în domeniul serviciilor sociale de peste 19 ani și dezvoltă activități care vin în sprijinul grupurilor vulnerabile. Grigore Leșe, solistul de muzică populară românească din zona țării Lăpușului, împreună cu membrii corului Adagio, vor susține mâine de la ora 18 în sala de festivități a primăriei un spectacol care prezintă un repertoriu variat de melodii vechi care provin din folclorul autentic. Cine-a zis doarului Domn, n-a zis un cuvânt ușor. La, 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 la.
Grigore Leșe s-a născut la 20 februarie 1954 în Stoiceni, județul Maramureș. A absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Facultatea de Interpretare, Fagot, și este doctor în muzică și profesor asociat al Facultății de Litere Universitatea București și al Universității de Muzică București. Evenimentul este organizat de Primăria orașului Ardut și Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea. La Cracovia s-a inaugurat săptămâna trecută Clubul Românesc Drum Bun, care este în același timp și un local cu specific românesc, unde mâncarea tradițională, pălinca și berea sunt la mare căutare. La inaugurare a fost prezentă și o delegație sătmăreană formată din Felician Pop, Robert Laslo, George Negra și Traian Mezoș, președintele și vicepreședintele Clubului Drum Bun Satu Mare, Vlad Chiorean și Vlad Doroș. În cadrul manifestării, românii au pregătit un program artistic pentru cei 100 de polonezi prezenți la eveniment, iar Felician Pop și-a lansat cartea Turn de Sfrunzit și a prezentat revista Forbes Tourism Satu Mare. În finalul evenimentului, reprezentanții Consiliului Județean Satu Mare au acordat 10 diplome de excelență membrilor clubului pentru contribuția pe care aceștia au avut-o la dezvoltarea relațiilor româno-poloneze. Florin Mureșan ne va spune ce planuri de viitor are sportivul anului, iar Luca Jofi ne spune cum stăm cu gradele în termometre. Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Judoul a dominat clasamentul de final de an al celor mai buni sportivi din Sătmar. 6 judoca au intrat în top 10, alcătuit de Direcția Județeană de Sport și Tineret, iar Shamel Lorand de la CSU CSM Satu Mare a fost desemnat sportivul anului. Chiar dacă nu a cucerit nicio medalie de aur în 2014, bronzul de la Cupa Europei de la Balcaniadă și de la Naționalele împreună cu argintul de la Naționalele de Nevaza i-au dus lui Shamel Lorand un total de 56 de puncte cu care a terminat anul în fruntea ierarhiei de la Direcția de Sport a Județului Satu Mare. Am început la Voința, Satu Mare, acolo am fost 10 ani, acolo am ieșit, cred că prima dată, campion național, adică mai multe ori, dar primi 6 medalii, cred că de acolo vine. După, în 2007, am ajuns la Union, unde puteam să continui rezultatele destul de bine și acum am legitimare dublă cu CSM Satu Mare și cu sportiv Union din 2013. Invitat în ediția specială de sărbători de luni 22 decembrie a emisiunii Săptămâna Sportivă de la Nord-Vest TV, Shamel Lorand a amintit că deocamdată vrea să se bucure de vacanța de iarnă și să fie alături de familie cu care și-a deschis o mică afacere la Satu Mare. Apoi din 12 ianuarie va începe din nou pregătirile cu un cantonament la Poiana Brașov alături de colegii de la CSM Satu Mare. În privința viitorului, Shamel n-ar spune nu unei cariere de antrenor. A terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport, vrea să înceapă și cursurile de antrenor și să-i calce pe urme maestrului Terei. Dar asta după o participare la Olimpiadă, a încheiat Shamel Lorand. Jucătorii Olimpiei au intrat în vacanță după meciul câștigat cu CSM Oven de pe 6 decembrie. Spare însă că la reunirea programată la mijlocul lunii ianuarie nu-i vom mai revedea și pe atacanții Alex Boștină și Bogdan Apostu. Boștină și-a încheiat contractul cu gruparea sătbăreană și speră să ajungă la o echipă de Liga 1. O să-i facem și noi o ofertă de prelungire a contractului. Suntem în discuții cu impresarul lui Boștină. Rămâne să vedem ce se va întâmpla până la reunirea lotului, spun surse din conducerea grupării Fanion a județului. Momentan sunt în vacanță de prelungire, nu am primit nimic oficial din partea conducerii. Vreau să mă bucur de vacanță acum și apoi mai vedem ce oferte apar, ne-a spus Alex Boștină, care a ținut să le mulțumească fanilor Olimpiei pentru susținere. Vă mulțumesc tuturor pentru ce ați făcut pentru mine, pentru amintirile rămase acum în adâncul sufletului meu și pentru fiecare acțiune, înțelegere pe care ați avut-o pentru mine. Sper ca drumul nostru să se mai întâlnească vreodată. Voi rămâne întotdeauna cu gândul și cu atenția pentru acest oraș, Satu Mare. Vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru mine, fiecare dintre voi. Respect, Satu Mare, a spus Boștina. În privința lui Apostu, acesta nu va continua mai mult ca sigur la Olimpia, după un tur de campionat în care nu a apucat să joace prea mult, iar relațiile cu conducerea s-au răcit după unele declarații belicoase date de jucători împotriva oficialilor sătmăreni în presa radeană înaintea meciului cu Pâncota. Urmează zilele următoare ca antrenori împreună cu conducerea să stabilească programul de pregătire și eventual să anunțe și alte schimbări în lot înainte de reunirea de la mijlocul lunii ianuarie. Voleibalistele de la CSM Satu Mare și încheie anul cu o evoluție în fața propriilor suporteri. Duminică de la ora 13, sportivele antrenate de Adrian Pricop vor întâlni în sala Ecaterina Bot o altă forță a diviziei A1 CS Volei Alba Blaj în cadrul etapei A11-a, ultima a turului.
Din păcate însă, americancele Alexis Matthews și Alison McCarthy nu vor fi prezente pe teren. Asta pentru că cele două vor pleca duminică dimineața în Statele Unite pentru vacanța de iarnă. Când a început campionatul, i-am cumpărat bilete convinși că ultimul meci din tur se joacă sâmbătă 20 decembrie. A venit însă decizia Federației Române de Volei de a televiza partida, iar televiziunea care transmite Divizia 1 ne-a mutat meciul pentru duminică. Ne-ar fi costat prea mult să le schimbăm biletele, așa că va trebui să ne descurcăm și fără ele. Am încredere în Podina și Dobre că vor fi la înălțimea adversarilor și le vor înlocui cu succes pe cele două americani, ce a spus antrenorul Adrian Pricop. Volei Alba Blaj ocupă prima poziție în sezonul regulat, fiind principala favorită la câștigarea titlului. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Seara, gradele sunt în ușoară scădere. Rămâneți alături de mine pentru a vă spune care vor fi minimele și maximele zilei de mâine. În Lisabona, mâine, meteorologii anunță ceasă și 16 grade. În Madrid va fi soare și gradele vor ajunge până la 14. În Paris și în München se anunță ploi și 12, respectiv 4 grade. În Budapesta 7 grade, iar în Roma vor fi 15 grade Celsius. Mâine vor fi ploi în regiunea de nord-vest și în estul țării, însă neînsemnate cantitativ. 5 grade anunță meteorologii în Iași și în Maramureș, 7 grade vor fi mâine în Sălaj, în Alba Iulia, în Cluj-Napoca, în Bistrița Năsăud și în Capitală, 9 grade în Brașov, 11 în Constanța, iar în Timișoara vor fi 8 grade Celsius. Și la noapte gradele vor fi mai mici decât noaptea care a trecut. 2 grade anunță meteorologii în Satu Mare, în Careș și Tășnad, iar în Negrești, Oaș, ceva mai răcoare, 1 grad Celsius. În loc să vină zăpada, că mai este puțin până la Crăciun, mâine se anunță ploi, însă neînsemnate cantitativ. 7 grade vor fi mâine în Careș, Tășnad și în Satu Mare, iar în Negrești, Oaș, 6 grade. Atât pentru azi despre vreme, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară frumoasă! Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine la aceeași oră. La revedere! Vestimentația prezentatoarei de știri este asigurată de magazinul Steilmann.